multă bucurie, stimați colegi columbofili, iubitori ai porumbeilor voiajori. Azi este 20, ziua de 20 aprilie. O nouă zi în care Dumnezeu ne-a dat șansa și harul să mai putem respira, să vedem lumina zilei. Suntem la antrenament, mai avem 10 zile până la prima etapă, încercăm să ne pregătim și încercăm să facem cât mai bine. Poate vă întrebați de ce la ora 8 și un sfert mergi, ieși pe drum, când deja trebuia să lansezi. O să vă spun și de ce, că totul are o explicație, totul are o logică în ceea ce facem. Asociația Voiajorul Bihor se ghidează după manualul de lansare al lui Steven Van Brieman și conducerea Voiajorului Bihor, uitați-l. Conducerea Voiajorului Bihor a hotărât ca în luna mai toate lansările să fie după o oră jumate de la răsărit. Datorită acestui aspect, noi nu antrenăm mai dimineață, deși suntem puțin dezavantajați, că pentru noi nu e greu să ne trezim dimineața la 4 și la ora 5 să fim pe punctul de lansare, 5-5 jumate. N-ar fi o problemă, am mai făcut-o de atâtea ori. Dar dacă conducerea noastră a luat această hotărâre, noi trebuie să ne pregătim și să jucăm după aceste reguli. Nu suntem, menirea noastră nu e să criticăm hotărârea conducerii, ci să încercăm să ne pregătim la sistemul care ne-l impun, la programul care ne-l impun, să încercăm să ne pregătim și să încercăm să jucăm cât mai bine. Uneori reușim, alteori mai puțin, dar importantă e dorința de a fi competitiv, dorința de a lupta, dorința de a ne pregăti. Asta e cel mai important și până la urmă, uitați greștile sălbatice, până la urmă cred că ideea principală în columbofilie e să te bucuri cu adevărat de ea. Mai mult decât rezultatele care le faci, e să ai acea mulțumire, acea pasiune în tine, acea bine dispoziție, bună dispoziție, dacă așa, să te bucuri de ceea ce îți place. Și pentru mine e o relaxare și o bucurie să merg dimineața la antrenament, să merg să mă antrenez, să merg să pregătesc, că mă fascinează ceea ce văd în Ungaria, uitați căprioarele, e atât de frumos să poți vedea dimineața căprioare, să vezi fazani, să vezi creația lui Dumnezeu. Așa cum am spus, ne pregătim să și încercăm să jucăm cât mai bine. Suntem din nou la plus 115 km aerian. Ieri au avut pauză, alaltieri au avut din nou o etapă tot de aici, de pe acest loc. Au venit foarte bine. 5 au fost gaură în prima seară, 3 au venit dimineața, unul dintre ei a venit lovit de ulu și am pierdut două păsări, dar au venit, primul grup a venit foarte bine și ați văzut ce frumos au venit, compact. Sperăm că să avem o etapă bună. Mâine nu cred că vom antrena, vineri nu că e sărbătoare și vom fi la biserică. Sâmbătă vremea nu e prea grozavă, duminica noi nu antrenăm deloc, așa că eventual, dacă totul merge bine și vremea va fi bună, luni. Azi antrenează colegii de asociație de la Debrețin. Au mers cu asociația la 120 de lei 3 drumuri, un preț foarte bun, dar nouă ne place să facem antrenamente singuri și să-i pregătim în alt fel. Hai să le dăm drumul, tată ceresc, binecuvântează-i! Se vor uni imediat lotul de maraton. O să mai așteptăm un 10-15 minute, după care o să dăm drumul și la
femele de viteză, femele de viteză, care au intrat de ieri pe văduvie. O să vă fac un filmuleț și o să vă prezint mai multe detalii cu intratul lor spre, pe văduvie. Urmează și femeluțe de viteză, cele 18 femeluțe. Urmează să le lansăm. Cred că cele mai bune femeluțe care, cel mai bun lot de femele de viteză care l-am avut până acum, deși în 2015 am avut un lot extraordinar, un lot care mi-a adus vreo 18 puncte la demifon crescător și cu toate patru etapele fiind luate după lansare, nu după centru. Am avut acolo niște păsări extraordinare, am avut femeia care a făcut cel mai mic punctaj din istoria județului Bihor la demifond. Dar cred că între aceste femele sunt femele mai puternice și cred că e cel mai bun lot de femele care l-am avut până acum. Acum vedem ce va fi anul ăsta, sperăm să fie un an binecuvântat și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum, vorba lui Iov, de la Dumnezeu primim și binele, de la Dumnezeu primim și încercările. Doamne, binecuvântează-le și du-le pe toate acasă. Ce putere au, simțiți și se aude sunetul ăla cum bat din aripi, puterea aia, uitați-vă la ele. Sunt extraordinare. Îmi plac foarte mult și de mult mi-am dorit un lot atât de puternic de femele, un lot atât de compact, un lot atât... Cred că e un lot bun. Primele femele de viteză ce au ajuns au tras foarte tare, n-am apucat să le filmez. Ancuța nu e acasă. Deși am venit cu viteză mare, o scos. Eram în stradă când a ajuns ele. Acum vin în grup iarăși. Să vedem ce au scos. Au scos 74 de minute, cel mai bun timp care l-au scos vreodată. Haide. Au venit și la altă viteză. Deși a lăsat înaintea. Haideți, hai. Haide. Am lansat maratonul cu timp bun înaintea lor și încă din la maraton nu au ajuns. La lotul de viteză e acasă, uitați. Așteptăm și maratoniștii. Haide. Repede. Se vede că deja sunt pe văduvie. Au scos viteză mult mai bună. Suntem între femele de viteză. Încă maratoniștii n-au venit nimic. Le băgăm înăuntru. Hai, fiți la locuri. Hai, Cuca, treci la loc. Hai să le numărăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Lipsește o femeluță. Le închidem. Apă încă n-au primit. Uitați, aici e vasul de apă. N-am apucat să urc sus. Deja au ajuns și maratoniște. Luăm un cola. Au tras foarte bine. O parte din ei care au venit de cei de maraton.
Energici, cântă. Treaba e foarte bună. Vine alții 4 și unul de dincolo și 5. Ce frumos. Cântăm masculii noștri de maraton. După cum se poate observa, vasele de apă sunt afară. Ne mai vine un grup. Vedeți vasele de apă? Porumbei nu sunt așteptați cu apă. Am lansat și azi la 5 grade, 6 grade. Putem să-i lansăm și la minus. Am lansat de-a lungul timpului și la minus 2, minus 3 grade de la 100 și de kilometri. N-au fost așteptați cu apă acasă și totul a fost perfect. Câtă vitalitate! Porumbei de maraton, al patrulea antrenament, 30 de kilometri, plus 70, plus 115, plus 115. Au avut pauză o zi. Dacă vreți porumbei să facă așa ceva, trebuie material de calitate și trebuie băgată mâna în buzunar, făcut o selecție dură și atunci vă veți putea bucura de astfel de lucruri. Bun, putem pregăti și noi apa. În apă o să le băgăm miere de albină și lămâie.